Gata, a început? Da. Suntem toți în cadru. Bună seara, bună seara. România, bună seara, București. Bună ziua, lumea, eu sunt Advice și astăzi m-am întrebat oameni pe stradă. Care e întrebarea? Mai încerc că nici mie nu mi-e să mi-e. Cum îți dai seama că vrea să o fată te place? Hai să mergem, hai să mergem. Nu pot să zic. Let's get it. Gata, e motor? Bună ziua, lume. Bă, nu bună ziua. Stai că mai zic o dată. Salutare, prieteni, eu sunt Advice și astăzi vom întreba oameni pe stradă. Cum îți dai seama dacă o Salutare, prieteni, eu sunt Advice și astăzi vom întreba oameni pe stradă. Cum îți dai seama dacă o fată sau un băiat te place? Let's get it. Salut. 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 Facem un sort. Salut. Am și un canal de YouTube. Și vreau să te întreb dacă mă poți ajuta cu un răspuns la o întrebare. Facem un sondaj. Ce se numește? Advice se numește canalul. Da. Oh, și dau subscribe acum. Dai acolo subscribe, dai like. Bă, cred că am văzut un video cu tine. Tu ești ăla de face cum să agăți fete, cum să îți faci. Da, eu, cum să îți faci părul. Oh, frate, sunt mare fan, ești nebun. Da, mersi frumos, da. Care-i întrebarea? Întrebarea este următoarea. Cum îți dai seama dacă o fată te place? Nu știu, adică pe mine nu prea m-a plăcut nicio fată până acum. Opa, în primul rând, trebuie să știu următorul lucru. Selectez fetele. Bă, alea care îți dau ador, clar. Deci alea clar nu te plac, care ți-au dat like. Alea care ți-au comentat, le iei pe alea. Bă, care i-ați selectez tot așa. Alea care îți dau mesaj pe Facebook, la final rămâi cu una, aia, te place. Așa-ți dă seama că te place. Mersi, frate, mersi. Plăcere, frate. Mama, acum le dau smash la toată semana. Mersi, frate. Mesh. Ne-am întâlnit cu alți prieteni de-ai mei de aici, din Căreva, Căcut. Băiatul acesta a mai fost odată într-un video, să nu credeți că îl chem. Eu pur și simplu ne-am întâlnit pe stradă, așa. Doar o coincidență. Bă, băieți, întrebarea de astăzi este, cum îți dai seama că o fată te place? Păi dacă mă trebuie mine, e ceva simplu. Se joacă cu părul în prezența ta. Tot timpul se uită la tine, încearcă să fie, să stea tot timpul în preajma ta, să fie amuzantă, să râdă la glumele tale, cu toate că nu sunt cele mai bune, dar râde. Da, special glumele mele. Exact ceea ce a spus și el, un pic de atenție, mai mult atenție decât să le dea altora. Ce înseamnă atenția asta? Un blowjob. Băiatul ăsta are și el, e prieten cu mine și are și el un canal de YouTube. Și faci ce faci? Gaming pe el, nu? Gaming, parodii. Bag aici, zic cum se numește și spune să se aboneze. Tupeu, cei care urmăresc parodiile cu gaming și așa mai departe, sunt bineveniți să se aboneze la canalul Tupeu. Iar cei care sunt tupeiștii mei, să vină să se aboneze neapărat la eu. Să dau și o share la acest video, ok? Băiatul ăsta e foarte ca lumea. Bine. Și fii de foarte ca lumea. Mersi multe. Mai bine. Cum? Dacă zici care IQ scăzut, cum vorbește cu tine. Ah, deci să înțeleg că la voi a fost pe tachinare. Da, în mare parte, mult mai mult în preajma ta, începe să ai bun interes în, să zic așa, în pasiunile tale. Aha, ce faci. Interesant. Ție ți-a apăsat de ce făcea el? Nu, i-a apăsat mai mult. Păi și tu ce pasiune sau de ce i-a apăsat lui? În general, ce muzică, ce citesc, ce știu în ăsta. Ai încercat să-l aduci pe el în lumea ta? Să are o pasiune comunicare. Da? Limbajul corporal. Limbajul corporal, ce înseamnă asta? Adică... Blowjob. Când se uită la tine, în timpul unei discuții, chit că tu nu vorbești, te găsește pe texte ca să fii alături de tine. Bună asta, îmi place. Așa? Când te ajută. Te ajută? Da. Adică de obicei vrei să nu fac asta. Nu fac asta? Nu. Nu, nici dacă sunteți prieteni? Nu. Încearcă să fie omniprezent în grupul tău de prieteni, când pur și simplu se integrează doar ca să fie cu tine. Deși n-ai nicio treabă cu restul grupului. Mai scapă și azi ceva pe jos. Mai trage așa că o mănâncă pe aici și e cald, da. Sunt fete mai timide, înțelegi? Da. Alea nu cred că scap, da, să aruncă, da, ceva pe jos. Opa, am scăpat, da, ceva pe jos. Sunt, în general, nu dă niciun semn și ți-așa plăcat o să te prins. Să ghicești în stânga. Da, da. Am pățit și eu cu asta. Nu faceți asta, vă rog frumos. Ăștia timide, probabil, și de obicei se mai tot ce are, așa, știi? Mă vine la tine, uite, la exercițiu statul, știi să faci? Eu nu prea știu. Bună asta, bună. Așa. Treabă la temă, dar ți-a ieșit ăla, hai să recuperăm. Crezi că putem să ne vedem ăla, undeva, exact, să-mi explici și hai să învățăm sau... împreună la hai că-ți dau eu să copiez. Da. Dacă un băiat mai timid, că sunt foarte mulți băieți timid. Te urmărește din umbră. Te urmărește din umbră, așa, creepy. Tu trebuie să-i oferi, practic, niște semnale ca să fie mai ușor să vină, nu? Nu așa ar trebui? Nu știu. A, deși tu ești timidă și nici tu nu oferi semnale. Exact. Tu-l placi, el te place. Cum vă băgați?
Păi dacă el zice că o place și o să zic că îmi place. A, deci tu ești pe modul ăla direct. Păi de obicei se joacă cu Băguș, te-ai văzut faza aia? Te uită în ochii tăi mult timp. Vorbește foarte mult cu tine. Vorbește foarte mult cu tine. Da. Caută să fie în preajma ta, nu? Da, exact. Dacă nu poți vorbească cu tine, primi mesaje. Primi mesaje, mamă, asta cu fetele, cu primi mesaje, doar. Concert de Elia, dacă vrei să mergeți pe 1 martie, unde este? Sabă Vântă. Sabă Vântă din Craiova. Ora 19, concert de Elia, Acadelia. Facem reclamă de Elia. De Elia, să ne faci și nou înapoi. Te plac și eu și a, vrei să fim împreună, bine, bun, mai bun chis. Să își durească să vorbească cu tine și la telefon seara. Oh, bun asta. Să fac chestii care ție îți plac, adică de, dacă ție îți de gândul să faci să joci un joc, o să vrea și da, anul ca sigur. Să-i pasiune tale. Da. Dacă îți dai mesaje. Dacă o fată îți trimite meme-uri, te iubește. Dacă o fată îți trimite meme-uri, te iubește. Ați auzit aici, da? Dacă vă trimite meme-uri, vă iubește.